prețul și harul conlucrării împreună cu Domnul Iisus Hristos. Sau prețul și harul misiunii în care suntem trimiși. Suntem încă în acest bloc de text în care Matei adună tot ceea ce ar trebui să știm despre misiunea pe care Domnul Iisus o încredințează ucenicilor săi. Practic, tema mare este misiunea împărăției. Duminica trecută, în primele 15 versete, am văzut că Domnul Iisus își pregătește și își trimite ucenicii. Apoi, Domnul Iisus a chemat la el pe cei 12 și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Imaginați-vă că sunteți între cei trimiși, între cei 12. Și spune Domnul Iisus, pe drum să ziceți, să propovăduiți, să ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vă întreb, care dintre noi, cine ar putea refuza o astfel de misiune? Să primești putere, să scoți afară duhurile necurate, să faci minuni, să tămăduiești orice fel de boală și orice fel de neputință, să învii morții, să vindeci orbii, să cureți leproșii. Spuneam că atunci când primești din partea lui Domnului Iisus Hristos putere, cum să refuzi misiunea pe care El ți-o dă? Și atunci cu bucurie ești gata să pornești la drum. Dar imaginați-vă că Domnul Iisus nu se mulțumește cu primele 15 versete, cu puterea de a face minuni, ci adaugă ultimele versete din capitolul 10, 16 la 42. Și ceea ce auzim nu-i nici plăcut, nici de dorit. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Veți fi dați duși la soboarele sau dați în soboarele, judecata soboarelor. Veți, dacă mă uit atent la ce scrie pe text, veți fi bătuți în sinagogile lor. Sau veți fi dați în mâinile dregătorilor și a împăraților. Veți fi urâți de toți din pricina mea, spune Domnul Iisus Hristos. Veți fi prigoniți și alergați, fugăriți dintr-o cetate în alta. Veți fi dați la moarte și omorâți. Mă întreb, cine și de ce ar accepta o astfel de misiune? Noi ne place să auzim și să propovăduim o evanghelie triumfalistă. Iisus te iubește. Dacă te întorci la El, toate vor fi bune, toate vor fi roz. Dar nu eu, ci El a adăugat și a doua parte a textului nostru. Cu alte cuvinte, mă întreb, cumva sunt normative toate durerile, suferințele, prigoana, moartea, pe urmele Domnului Iisus Hristos? Cum să luăm partea aceasta de text? Dacă s-ar putea, am respinge-o. Pentru că ne place prima parte, dar nu și a doua parte. Țineți minte, duminica trecută, am încercat să punem în paralel câteva planuri. Lucrarea Domnului Iisus, lucrarea ucenicilor și ne-am întrebat și noi, biserica, cum se raportează, de pildă, lucrarea bisericii, perioada bisericii, desfășurarea planului lui Dumnezeu în această vreme, la celelalte două aspecte, la ce a făcut Domnul Iisus și ucenicii. Domnul Iisus a propovăduit Evanghelia și a demonstrat puterea împărăției. Ucenicii au propovăduit Evanghelia și au demonstrat puterea împărăției. Și ne-am pus o întrebare. Oare cele două lucruri rămân normative și de-a lungul istoriei bisericii? Sigur că ne-am dorit lucrul acesta, dar cum răspunzi la o astfel de întrebare?
Dacă luați, țineți minte, toate textele din Evanghelii care vorbesc despre Marea Trimitere, aici suntem la Mica Trimitere. Ucenicii sunt o extensie mesianică, dar atunci când pornesc spre marginile pământului, textele care le aveți înaintea dumneavoastră definesc într-un fel coordonatele misiunii. Luca, Ioan, Fapte, Matei, în niciuna din aceste texte nu apar minunile, puterea de a face minuni. Nu este normativă în istoria bisericii. De aceea între noi sunt boli, dragii mei, cancer, moarte, suferință, prigoană. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea aceasta. Și Matei scrie undeva prin anii 60, o bună parte din faptele apostolilor se desfășurase deja. Pavel fugise dintr-o cetate în alta, împroșcat cu pietre, ajuns în temniță. Cu alte cuvinte, cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei erau deja împlinite. Dar dacă vindecările nu sunt normative, mă întreb, oare prețul pe care trebuie să-l plătim în misiunea împărăției să fie normativ? Cu alte cuvinte, să nu poți fugi de lucrul acesta? Dacă da, mă întreb din nou, cine și de ce ar accepta să se încoloneze după Domnul Iisus Hristos în misiunea împărăției? Un prim principiu care l-aș adăuga la celelalte nouă de duminica trecută este nu aștepta aplauze de la oameni. Dragii mei, trăim pe teritoriile dușmanului și de aceea trebuie să îl crezi pe Domnul Iisus Hristos. Nu aștepta aplauze de la oameni. Dar atunci când își trimite Domnul Iisus ucenicii, le dă câte ceva și le cere câte ceva. Cu alte cuvinte, ce le oferă și ce le cere Domnul Iisus Hristos. Le dă putere să facă minuni. Dar foarte interesant, nu le-a dat putere să ocolească prigoana și suferința. Le-a dat putere să facă minuni incredibile. Uitați-vă la Petru, uitați-vă la Pavel. Dar nu le-a dat putere să ocolească suferința. Petru este răstignit cu capul în jos. Pavel este decapitat. Unul din apostolii lui n-a scăpat de pedepsit de vrășmașii Domnului Iisus Hristos. Nu le-a dat putere să ocolească prigoana și suferința. Dar ce le oferă Domnul Iisus? În primul rând, le cere, pe lângă faptul că le dă putere, le cere înțelepciune, le cere blândețe, le cere prudență și răbdare. Și de aici avem un al doilea principiu. Atunci când pornești pe urmele Domnului Iisus Hristos, ai nevoie de înțelepciune și de prudență ca să eviți suferințele inutile. Ai nevoie de înțelepciune și de putere sau înțelepciune și de prudență ca să eviți suferințele inutile. De pildă, în versetul 16, iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți înțelepți ca cerpii și fără răutate ca porumbei. Păziți-vă de oameni. Cu alte cuvinte, evitați ce se poate evita. Păziți-vă de oameni. Căci textul continuă, vă vor da în judecata soboarelor, vă vor bate în sinagogile lor, vă vor duce înaintea împăraților și întrebarea este ce să faci în astfel de lucruri? Păi dacă ești prigonit într-o cetate, fugi în alta. Nu veți termina de colindat cetății lui Israel până va veni Fiul Omului. Dați-mi voie să iau un alt exemplu, pe Pavel. Pleacă din Efes, ajunge în Ierusalim și la îndemnul mai marilor bisericii, se pregătește împreună câțiva oameni, intră în templu și când îl văd cei care au venit din Asia, sar pe el și este aproape linșat. Și în momentul acela, sutașul împreună cu ostașii lui aleargă, îl iau și îl duc, îl scot din mijlocul lor, din mâinile lor, altfel l-ar fi omorât. Când îl duc în fața sutașului, încep să-l lege la mâini, ca să-l bată. Sutașul era prezent. Și Pavel se uită la el și întreabă, vă este îngăduit să bateți un cetățean roman, să-l pedepsiți înainte să fi fost osândit? Și sutașul se sperie. Ești roman? Da, sunt născut roman. Oh, eu am plătit o sumă mare de bani ca să obțin cetățenia. Îl dezleagă și a doua zi îl duce în mijlocul mulțimii să vadă pentru ce este acuzat omul acesta. Când vede Pavel că crește tensiunea, el știa că în mulțime sunt și farisei și saduchei, și cei doi nu se împacă în problema învierii morților. Și strigă dintr-o dată, fraților, pentru nădejdea în învierea morților,
sunt chinuit și pedepsit. Și în momentul acela, farisei și saducheii încep să se certe și Pavel frumos se retrage. Evită suferința inutilă. Evită suferința inutilă. Dați-mi voie să-l citesc pe Petru. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. E nevoie de înțelepciune și prudență ca să eviți prigoana, suferința inutilă. Dar este nevoie de blândețe și răbdare ca să treci prin suferința pe care nu o poți evita. E nevoie de răbdare și blândețe ca să treci prin suferința pe care nu o poți evita. Veți fi urâți de toți pentru numele meu sau din pricina numelui meu, spune Domnul Iisus. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cu alte cuvinte, suferința este parte din viața creștinului. Când Domnul Iisus s-a rugat, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, El nu s-a rugat să fim păziți de suferință, de boală. El s-a rugat, dragii mei, să fim păziți de cel care poate ucide nu doar trupul, ci sufletul, să-l arunce în ghienă. Textul din capitolul 4, versetul 12 la 14 din Petru ne spune, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte și de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Cu alte cuvinte, acceptați suferința să-și facă lucrarea în noi, așa cum am cântat. Suferința lucrează răbdare, și răbdarea întărește credința noastră și, în ciuda ei, prin ea, noi ne ținem de Domnul Iisus Hristos, răbdând până la sfârșit. Dacă sunteți batjocorit pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Așadar, este nevoie de blândețe și de răbdare ca să treci prin suferința pe care nu o poți evita. Dar mă opresc și îl întreb pe Domnul Iisus, Doamne, de ce nu te-ai oprit la primele 15 versete? Putere să scoți dracii, să faci minuni, să tămăduiești orice fel de boală și orice fel de neputință. De ce noi creștinii n-avem un gosen? De ce nu suntem sănătoși și bogați? De ce trecem prin suferință? De unde vine ea? Atunci când înțelegi situația în care ești și începi să vezi rațiunea acestor lucruri, poate le porți mai ușor. Și aș începe în textul din Genesa, capitolul 3, ispitirea din Eden. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după asemănarea sa și l-a făcut coregent cu el, administrator al planetei. Supuneți-l, a spus Dumnezeu, după ce i-a binecuvântat și l-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Omul trebuia să administreze planeta. Ce-a făcut Adam și Eva? Au vândut dreptul acesta în mâinile șarpelui, în mâinile ispititorului și dintr-o dată altcineva a devenit administratorul planetei. El este Dumnezeul viacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia, recunoaște însuși Domnul Iisus Hristos. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Să răscumpere de unde? Din robia în care ne-am vândut de bunăvoie. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, ni se spune că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Cu alte cuvinte, n-am venit să aduc pacea pe pământ, am venit să aduc sabia, spune Domnul Iisus în capitolul 12. El a venit să declanșeze un război de recucerire a planetei pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Dar acum imaginați-vă, dacă asta este misiunea Domnului Iisus Hristos și eu ridic mâna și mă încolonez după El și pornesc pe urmele Lui, spuneți-mi, n-aș fi nebun să aștept doar soare și binecuvântări și să n-aștept și prigoană?
Când invadezi țara cuiva, cum să nu faci totul ca să nu pierzi din mână pe cei care ai? Uitați-vă în vecini ce se întâmplă. Oare la întâmplare, spune Pavel, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, puterilor, numele care este mai pe sus de orice nume, dragii mei, pe planeta aceasta și cu care noi nu putem lupta dacă nu-L avem pe Hristos cu noi. Și de aceea, vrând nevrând, când te-ai punit pe urmele lui Hristos, te-ai înscris la oaste. Și 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4 spune, nimeni nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Versetul 24 spune, ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, dacă te-ai pornit pe urmele lui, vei beneficia și de soarta lui. Nici robul mai pe sus de domnul lui, ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos se uită în ochii noștri și te spune cinstit. Vulpile au vizuini, păsările cerului ai cuiburi, fiul omului n-are unde-și pleca capul. Mai vrei să vii după mine? Dragii mei, nu te porni pe urmele Domnului Iisus Hristos așteptând glorii și așteptând numai binecuvântări. Pentru că cărarea pe care El a croit-o este singura cărare pe care putem merge. Vă întreb, pe unde duce drumul slavei? Duce și pe la cruce, nu-i așa? Mulțumim lui Dumnezeu că avem și primăvară, nu doar iarnă, în viețile noastre. Avem și flori, avem și bucurie, avem, dragii mei, și nădejde în mod special. Dar dacă pe stăpânul casei l-au numit așa, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așadar, să nu vă temeți de ei, în ciuda suferințelor, în ciuda problemelor. Misiunea împărăției se realizează doar pe urmele împăratului. Atunci când Domnul Iisus își anunță direcția în care își va croi cărarea și zice, fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâinile bătrânilor, chinuit, batjocorit, răstignit. Petru zice, nu, Doamne, pe drumul ăsta eu nu vreau să merg, să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva. Domnul Iisus nu-l cruță înapoi a mea satanul. Pe urmele Domnului Iisus Hristos e singurul mod de a te implica în misiunea împărăției Lui. Versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeți-vă mai degrabă de acela care poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Frații mei, nu suferința, ci apostazia, necredința în Domnul Iisus Hristos este pericolul de moarte pe care trebuie să-l evităm cu orice preț. Domnul Iisus vorbește bisericii din Smirna și spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, ne-a spus Domnul Iisus Hristos. În Romani, capitolul 8, versetul 16, ni se spune, sau 18, suferințele din vremea de acum, din viața de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Dar de ce să accepți totuși provocarea de a te încolona după Hristos, de a intra în misiunea împărăției? De ce? Dați-mi voie să înșir 4 motive, să le iau pe rând. În primul rând, pentru că ești înscris la oaste. Îți place, nu-ți place. Dar e peste 60 de ani, nu poți ieși din Ucraina. Indiferent cine ești, da? Ori în cazul acesta, când te-ai încolonat după Domnul Iisus Hristos, după capitanul tău, da? Căpetenia mântuirii noastre, tu ești înscris la oaste. În al doilea rând, este singurul mod de a-ți dovedi credincioșia în relația cu El. Este dovada relației noastre cu Domnul Iisus Hristos. Dar cu toate acestea te întreb, de ce totuși să o fac? Pentru că încolonându-te după Hristos, conlucrez cu El la cea mai măreață realizare din universul nostru, dragii mei. Orice meserie avea,
Orice îi face, orice realizări ai avea pe planeta aceasta, e deșertăciune și goană după vânt și totul va arde. Ele nu rămân, ci ce au lucrat ele în tine, în mine, în noi, ele vor rămâne. Dar când te încolonezi după Domnul Iisus Hristos, El a venit să așeze pe pământ o împărăție care nu va trece nici de cum. Doar pentru puțină vreme am fost făcuți mai pe jos ca îngerii. Pe urme, Domnul Iisus Hristos, ne pregătim pentru a domni împreună cu El, pentru a judeca pe îngeri, pentru a ședea pe scaunul de domnie al Tatălui, după cum și Hristos a biruit și a așezut pe scaunul de domnie al Tatălui. Și, în al patrulea rând, pentru că niciunul nu va rămâne nerăsplătit. Răsplata este garantată de Domnul Iisus Hristos și mult mai mult și mai frumos decât ne-am putea imagina careva dintre noi. Dar să le iau pe rând. Te-ai înscris la oaste. Dacă ai pornit pe urmele celui care a venit să nimicească lucrările diavolului, frații mei, război. Nu-i o... A încercat Putin multă vreme să ascundă lucrurile sub cuvinte, dar toate au ieșit la iveală. Și a trebuit să recunoască el însuși. Acum imaginați-vă, Hristos ne-a spus-o de la început. Este război. Te-ai înscris la oaste. Capitolul 12, versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Cu alte cuvinte, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Ori dacă te-ai înscris la oaste, lupți împreună cu el pentru împlinirea misiunii lui, pentru așezarea și lărgirea împărăției lui pe pământ. În al doilea rând, încolonat după Hristos, dovedești că relația ta cu el este reală, altfel este o poveste. Te-ai atașat de o religie, dar nu ai o relație cu împăratul, n-ai o relație cu Hristos. În Matei, capitolul 10, versetele 32, 33 și apoi 37 la 39, Domnul Iisus Hristos face afirmații foarte tranșante. Versetul 32, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, adică va rămâne în misiunea aceasta, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Observați, nu ești încolonat după Hristos, n-ai o relație cu Hristos. A crede în El înseamnă a sta în jug alături de El. Da? A crede în El. Versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, ori să iei crucea, dragii mei, nu ești în concediu, ci ești alături de El. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Observați, Domnul Iisus nu se sferește, spune, veți fi dați la moarte și omorâți. Tatăl se va scula împotriva copiilor, copiii își vor omorâ părinții, n-am venit să aduc pacea pe pământ, am venit să aduc sabia. Și veți avea de vrăjmași chiar pe cei din casa voastră. Uitați-vă în toată istoria și vedeți că lupta este practic între două realități spirituale. Noi suntem simple mănuși. Simple mănuși. Suntem o casă locuită de un anumit locatar. Relația cu Hristos se dovedește doar în jug alături de El. Relația cu Hristos se dovedește doar în jug alături de El. Dar de ce totuși să accepți această provocare? Pentru că ai harul conlucrării cu Hristos la cea mai măreață realizare din universul acesta. Dragii mei, trăim vremuri în care suntem buimăciți de descoperirile științei, buimăciți de ele. Nu mai putem ține pas cu ele și stăm cu gura căscată și vedem ce au reușit oamenii să inventeze și să facă în toate domeniile. Imaginați-vă că va veni o zi când totul va arde. Absolut totul. Va fi un cer nou și un pământ nou în care vor locui sau va locui neprihănirea.
Pentru că Hristos, practic, pentru asta a venit. Și atunci când conlucrezi împreună cu El, ești implicat în cea mai măreață realizare posibilă în acest univers. În capitolul 10, versetele 18 la 20, din pricina mea veți fi duși înaintea trecătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor, spune Domnul Iisus, nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți zice sau ce veți spune, căci vi se va da chiar în ceasul acesta. Și foarte interesant versetul 20, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Tatăl vostru sau Duhul Tatălui vostru care va vorbi în voi. Cu alte cuvinte, cine sunt eu? Conlucrător cu Hristos, sunt purtător de Hristos, purtător de Dumnezeu. Duhul Tatălui va vorbi în voi. Sau versetul 40, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Da, tu, Doamne, unde ești? În voi, da? Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, Tatăl meu va iubi. Noi, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni și vom locui împreună cu El. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. În Matei, capitolul 28, oare la întâmplare, spune Domnul Iisus, când îi trimite pe ucenici până la marginile pământului, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Suntem purtători de Dumnezeu. Oamenii au nevoie de religia noastră, oamenii au nevoie de Dumnezeul nostru. Dar dacă El nu locuiește în mine, dacă nu sunt purtător de Hristos, ce duc la oameni? Dragii mei, duc reguli și ritualuri. Și murim și unii și alții cu ele în mână. Nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați să intre, le spune fariseilor Domnul Iisus Hristos în capitolul 23. Ai harul și privilegiul să-L duci pe Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul, prin Duhul Sfânt la oameni. Ai harul să-L duci pe Dumnezeu. Oare la întâmplare, spune Domnul Iisus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu? Dacă n-ai timp să-L cunoști pe Dumnezeu, ce vei duce altora? Ce vei spune copiilor tăi? Reguli. Dar ele n-ajută pe nimeni. O știm din propria noastră experiență. Și al patrulea motiv pentru care se merită să ne încolonăm pe urmele Domnului Iisus Hristos este că avem garanția răsplătirii. Versetele 41 și 42. Cine primește pe un proroc în numele unui proroc va primi răsplata unui proroc pentru atâta lucru că l-am primit în casă? Că i-am dat o farfurie de supă? Pentru atâta lucru, cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da numai un pahar de apă rece, unia din acești micuți, în numele unui cenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Nu-și va pierde răsplata. Țineți minte imaginea, ne vom opri în dreptul ei și după masă la cina Domnului, dar aduceți-vă aminte de penultima fericire, ferice de cei împăciuitori, adică de cei angajați în misiunea împărăției, de cei porniți pe urmele Domnului Iisus Hristos, căci ei vor fi recunoscuți a fi fii ai lui Dumnezeu, ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dar urmează ultima fericire, ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, că cea lor este împărăția lui Dumnezeu, cu tot ce cuprinde ea, cu împăratul însuși, cu mirele ceresc. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, că cea lor este împărăția lui Dumnezeu, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că există o răsplată. Pentru că mare este răsplata voastră în ceruri. Adică, Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii, a strigat Avram. Domnul tocmai spusese, mi te dau eu ție, Avrame. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Adică, a voastră, a noastră, a celor care au pornit pe urmele Domnului Iisus Hristos, este împărăția
cerurilor. Ce frumos își termină Pavel marele capitol al învierii, spunându-le în versetul 58. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. În primul rând, atunci când te angajezi în misiunea împărăției, trebuie să știi că nu e singur doar tu și Hristos. Aici pe frații tăi lângă tine. Și de aceea misiunea împărăției, secerișul lui Dumnezeu, este un efort de echipă. Nu contează ce ai. Nu contează rolul pe care îl joci în echipă. Contează credincioșia cu care îți împlinești cele care ți-au fost încredințate. Și ăsta este un lucru absolut esențial. Dragii mei, totdeauna tânjim să umblăm în păpucii altora. Dacă, și acest sindrom al lui dacă ne omoară, pentru că ne lasă necredincioși în lucrurile mici, nu vom fi niciodată nici în cele mari. Și de aceea, cred că, uită-te în mâinile pe care le ai acum și ce ai în ele. Și fă de nota 10 ceea ce a pus Dumnezeu în mâna ta. De nota 10, de dragul lui Hristos. Dacă acum nu poți da decât un pahar de apă, doar atâta, în numele unui ucenic, fă-o cu bucurie, fă-o zâmbind, fă-o cu credincioșie și vei vedea cum Dumnezeu te promovează. Pentru că cine e credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari și Dumnezeu știe cel mai bine lucrul acesta. Și ultimul principiu, lucrează cu nădejdea că Dumnezeu nu este necredincios să uite osteneala dragostei tale pe care ai făcut-o pentru numele Lui. Cu alte cuvinte, lucrează cu nădejde, cu nădejde. Seamănă cu gândul la seceriș. Investește cu gândul la profitul care va veni atunci când te vei înfățișa înaintea lui Hristos și va spune, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dar încheiem într-un fel secțiunea despre misiunea bisericii. Și noi ca biserică ne frământăm tocmai cu problema asta. Și am putea filozofa într-un fel și ghici noi principii pentru misiunea bisericii. Dar vă întreb, nu este mai sănătos să le deducem din gura Domnului Iisus Hristos, din cuvintele Lui, din Scripturi? Nu așa ar trebui să ne croim drumul pentru viitorul care ne așteaptă, dacă Dumnezeu îl va mai îngădui peste noi? Dați-mi voie să trecem peste cele 18 principii din acest capitol și jumătate. Poate nu le veți reține pe toate și nici nu e important, dar poate că te prinde unul dintre ele și lasă pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească prin ele. Primul mare adevăr, secerișul nu este al tău, este al Domnului. Dacă e secerișul Domnului, e croit pe măsura Lui, nu pe măsura mea. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat și mie o bucățică, dar restul. Al doilea principiu, visează la ceea ce s-ar putea face, la ceea ce ar dori Dumnezeu să se facă în secerișul Lui. Nu te lăsa limitat la puținul pe care îl ai, la ceea ce tu poți face. Și atunci când vezi nevoi pe care nu le poți atinge sau împlini, începe prin a ruga pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul Lui. Nu te bloca în puținul cu care ți-s mâinile pline. În timp ce te frămânți cu ele, gândește dincolo de granițele și limitele tale și vei vedea că e nevoia mult mai mare decât o poți tu acoperi. Roagă-L pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul Lui și vei vedea un lucru interesant. Pe măsură ce începi să te rogi, Dumnezeu va începe să lucreze în primul rând în tine, pentru că rugăciunea nu-L schimbă pe El, ci te schimbă pe tine. Cum? Dându-ți înțelepciunea să dai drumul din mâini la lucruri inutile
și să-ți eliberezi valențe pentru a mai face un pas în misiunea lui Dumnezeu. Iar atunci când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, El îți dă și resursele pentru ele. Iar dacă ți-a lăsat un țepuș în coaste și nu vrea să ți-l ia, are puterea să-și împlinească lucrarea în ciuda acestui fapt. În ciuda acestui fapt. Contează cât timp ai petrecut cu Domnul Iisus, nu cine ești și ce ai. Dragii mei, Domnul Iisus a luat oameni simpli, pescari. Oameni la care poate alții nu s-ar fi uitat. Dar când au ajuns în fața mai marilor norodului, toți au recunoscut. Aceștia au umblat cu Iisus. Contează cât timp ai petrecut cu Domnul, nu cine ești și ce ai. Nu uita, slava este a celui ce te trimite și te împuternicește, nu a ta. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Tu fă-ți lucrarea și lasă în seama Domnului să-ți împlinească nevoile imediate. Vei spune împreună cu psalmistul, am fost tânăr, am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit nici pe copiii lui, cerșindu-și pâinea. Iar atunci când oamenii îți întorc spatele și îți închid ușa, respectă-le libertatea de alegere pe care Dumnezeu le-a dat-o. Fă ce a făcut Iisus în Gadara. Urcă în corabie și pleacă. Scutură praful de pe picioare și du-te mai departe. Lasă în seama lui Dumnezeu decizia fiecărui om. Și cu asta am venit la ultimele 9 principii peste care am trecut în dimineața aceasta. Și haideți să le citim cu toții, le aveți pe ecran. În primul rând, nu aștepta aplauze de la oameni. Nu aștepta aplauze de la oameni. Ești în slujba lui Hristos, nu în slujba lor. El te plătește, nu ei. El te-a chemat, El te răsplătește. Nu aștepta aplauze de la oameni. Iar în fața suferințelor trebuie să faci două lucruri. În primul rând, ai nevoie de înțelepciune și prudență ca să eviți ce se poate evita. Dar ai nevoie, pe de altă parte, de blândețe și răbdare ca să treci prin suferințele și prigoanele pe care nu le poți evita. Și dacă ele sunt normative, înseamnă că nici tu nu vei scăpa, nici eu, de ele într-un fel sau altul. Sau, misiunea împărăției? Pe urmele împăratului. Se realizează pe urmele împăratului. El a croit cărarea, drumul slavei. El l-a croit, dragii mei. Și dacă treceți pe la cruce, cu bucurie, n-aș vrea să fiu un Petru să zic să te ferească, Dumnezeu, Doamne, pe aici nu vreau să merg. Vreau gloria și vreau sănătatea și vreau puterea și minunile. Drumul slavei trece și pe la cruce. Sau, al 14-lea principiu, dacă nu suferință, atunci ce? Apostazia, necredincioșia este pericolul fatal pe care trebuie să le eviți cu orice preț. Cum o faci? Cunoscându-L pe Hristos. Crescând încrederea ta în El, prin cunoașterea Lui. Al 15-lea principiu. Se dovedește în jug. Relația cu Hristos se dovedește în jug alături de Hristos, în conlucrarea cu Hristos. Ai harul și responsabilitatea să-L duci, nu o religie, nu ritualuri, dragii mei, nu rânduieli, care ție-ți plac și care ești obișnuit, ci să-L duci pe Dumnezeu Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt la oameni. Oamenii au nevoie de Dumnezeu, n-au nevoie de ritualurile noastre. Și al 17-lea principiu, secerișul lui Dumnezeu cere un efort de echipă. Nu contează cine ești și ce ai, ci credincioșia cu care îți împlinești lucrarea. Fă de nota 10. Fă de nota 10, de dragul lui Hristos, nu de dragul oamenilor. Și nu uita, Dumnezeu nu este necredincios să uite osteneala dragostei tale. Există o răsplată, o răsplată mult mai bogată decât ne-am putea careva imagina. Dați-mi voie să încerc să adun lucrurile.
În dimineața aceasta am vorbit despre prețul și harul conlucrării cu Hristos. Dacă ne oprim la primele 15 versete, ne întrebăm cine nu și-ar dori, n-ar accepta o astfel de trimitere? Cine ar refuza așa ceva? Să primești putere? Să faci minuni? Să scoți dragi? Să învii morții? Să cureți leproșii la un cuvânt? Cine n-ar accepta o astfel de misiune? Din păcate, Domnul Iisus nu se oprește la versetul 15, ci continuă cu textul de astăzi, 16 la 42. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Veți fi dați în soboarele oamenilor, bătuți în sinagogile lor, duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, urâți de toți din pricina mea, prigoniți și alergați dintr-o cetate în alta, dați la moarte și omorâți. Vă întreb, cine și de ce ar accepta o astfel de misiune? Mă uit în ochii dumneavoastră și mă uit în oglindă și mă întreb, nu-i mai bine lup decât oaie? Ce zici, Claudiu? Nu-i mai bine lup decât oaie? Mai bine oaie, nu lup. Nu-i așa că nu e prea tentant să fii o oaie? Sau să întreb altfel, câte documentare despre oi ai văzut? Puține, sau poate niciunul. Mai am o întrebare. Ce comunitate vrea să fie ca o turmă de oi? Niciuna. Despre lup s-au spus multe. Lupul este în centrul atenției. Este un animal inteligent. Se organizează în haită. Lupii își cunosc rolul, haita are un lider, cum este lupul alfa. Toți se adună în jurul lui, există o ierarhie clară, este respectată. Lupul este un animal puternic. Își urmărește prada cu răbdare, nu prea are succes când acționează singur. Dar când lucrează în echipă, vânează de obicei un animal mai mare ca el. Un elan, un bou sau un bizon. Romulus și Remus sunt considerați copiii zeului războiului. Au fost hrăniți de o lupoaică, nu de oaie. Romulus a fost primul rege al Romei, cel care a creat legiunile, cel care a instituit senatul. A fost un mare războinic, dar nu și-a asociat numele de o oaie, ci de un lup. De ce Iisus nu ne asociază cu un lup? Lupul e la masculin. Lupul este orientat să devină alfa. Eforturile lui de o viață sunt pentru a deveni șef. Conducerea lui este de sus în jos, nu de jos în sus. Lupul, când este bătut sau dus în fața dregătorilor, el răspunde. Este bogat în argumente, ațâță, se luptă. În esență, lupta lui este cu alfa, dar până atunci se luptă cu tot și cu toți. Nu are voie să dea înapoi. E imposibil să se bazeze pe ce ar vrea să spună Duhul Sfânt în el. Ar fi ca și cum el, lupul, nu știe cum să spună. Ar fi ca și cum nu știe ce să spună. Ar fi ca și cum ar accepta înfrângerea, să facă un pas înapoi, ar însemna acordul lui să fie al doilea. Răbdarea lui este cu scopul de a se căli prin dureri, prin suferințele vieții. Și toate acestea, tot pentru el însuși. Vrea să pună mâna pe scaun, nu vrea să fie mântuit de un mântuitor. E imposibil să accepte statutul de dependent. Nu poate atârna de mântuirea unuia mai mare ca el. Nu stă în caracterul lui. Dependența este începutul sfârșitului. Este începutul pierderii de imagine. Are nevoie de imagine când lupii îl vor alege pe următorul alfa. Cum să renunțe la ea? Teama este o confuzie pentru lup. Nu se poate teme de nimeni.
dar trăiește cu frica în coaste de fiecare dată când merge la luptă, unde s-ar putea răni. Dacă s-ar accidenta, prietenii l-ar vedea ca o oaie bleagă. Un lup bleg îl lași în urmă, încetinește clanul. Lupul trebuie să-și bage singur în gură, altfel moare de foame. Cum să-și piardă un lup viața? Cum să susțină cauza lui Alfa, când toată strădania vieții lui este să ajungă el însuși un Alfa? Lupul nu se poate complica cu un pahar de apă. Oricum, apa este de la Dumnezeu, este pentru toată lumea. Lupul caută prada mai mare, mai grasă. Optica lupului aș pune-o în aceste cuvinte. Lupul vrea să fie Dumnezeul clanului. Mai bine o oaie. De ce? Sună iurea. Dar oaia se cunoaște pe sine. Știe că este bleagă, cu puțină minte, că nu poate nici măcar să se curețe între dinți, că nu-și poate nici măcar curăți mizeria dintre copite, că nu poate vedea calea și adresea este îngreunată, blana ei de spinii de pe marginea cărării. Oaia nu pune preț pe lider, niciuna dintre ele nu este în stare să conducă. Toate urmează pe cea din față, care oricum o face de oaie. Dacă se întâmplă să sufere, să fie bătută, știe că n-are ce face. Dacă trebuie să vorbească, știe că mai mult decât un behăit nu poate scoate pe gură. Atunci așteaptă ca păstorul să vorbească în locul ei. Dacă rătăcește, dacă e în mijlocul lupilor, mântuirea e la păstor. Orice ar face, oricât ar fugi, nu ar conta. Fără păstor, mântuirea ei este la cheremul dinților de lup. Știe că degeaba se teme de străini, nu ajută la nimic, dar se teme să meargă departe de ochii păstorului. Știe că are preț în ochii lui. Dacă ar fi să se piardă, păstorul lasă toată turma să o caute pe ea. Știe că dacă se chinuie să-și scape viața, cu siguranță o va pierde. Viața ei depinde de unde o îndrumă păstorul. Ea este cu capul în jos, păstorul vede de sus. Ea mănâncă ce îi se dă, fără comentarii. Viața oii este în grija păstorului. Păstorul o duce la apă de odihnă, la pășun verzi. În final, toți suntem trimiși ca niște oi în mijlocul lupilor. Nu suntem oi, nu suntem lupi. Toți suntem ucenicii lui Iisus. Ce avem de făcut atunci? Ucenicul este implicat activ în misiunea împărăției. Cum? Îl poartă spre oameni pe Tatăl. Îl poartă spre oameni pe Fiul prin Duhul Sfânt. Chiar dacă prețul este mare, judecat, bătut, dus înaintea dregătorilor, dat la moarte, urât de toți, prigonit în cetăți, își va pierde viața pentru Iisus, sau va avea o slujbă mică, un pahar cu apă rece în numele unui ucenic. Pe drum sunt pericole, s-ar putea să nu rabde până la capăt. Dacă nu rabdă până la capăt, nu va fi mântuit. S-ar putea să se teamă de oameni și să se lepede de Iisus. Atunci și Iisus se leapădă de ucenic înaintea Tatălui. Totuși, poate ucenicul va fi ca o oaie în mijlocul lupilor. Dacă își ia crucea și urmează pe Iisus, va fi vrednic de el. Dacă plătește prețul încredințat de Fiul, răsplata ucenicului este să-l aibă pe însuși Tatăl Ceresc. Poate slujba lui va fi invizibilă, un pahar de apă rece în numele unui ucenic, dar și atunci va fi răsplătit. Amin.
Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Doamne, ajută!